așa sunt diminețile la noi, pline cu copii. Pa, 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 iubire. Succese. Dar ce-i chestia aia în spate? A, părul. Păr. Doamne. Pau. Hai, sus, tata. Tati, haide, putem să mai... Hai, Dante. Tati, acum până acum, noi am întârziat un pic pentru că trebuie să mergem să luăm cheile de la o casă pe care niște prieteni au cumpărat-o. Am prezentat-o într-un video, acum mergem să luăm cheile, trebuie dar să vedem că se pare că am ajuns în timpul orei de masă, pentru că Dante s-a jucat cu cheile și le-am găsit după 20-30 de minute. Dar, de fapt și de drept... Nu, de fapt și de drept a pus cineva, adică, da. Doamna, a pus cârpa... A pus cineva, ai nebunit la cap, Flori, că... Tu ți-ai lăsat pielea aici, după care ai șters, că tu ai vărsat cafeaua, după care ai făcut așa. Probabil. Da. Asta a făcut. Și după ce și l-am întrebat... Și cum făcea Dante, te rog frumos, doar gândește-te unde l-ai pus, că el își amintește și făcea... Tati! Nu știu. Am crezut că copilul ne-a pitit cheile, deși de fapt părinții sunt... Cum faci tu când te gândești? Da. Nu, no, mai cum punem hai camera pe el, cum se dai și normal copilul, certul, dar camere. Acum să mergem. Hai să vedem ce au vândut. Hai să vedem ce au vândut. Hai. Corect. Haide. Hai, Florica, să luăm cheile. Hai, vreau să mă piscină. Adică nu eu, Dante cu da, mai și să băgăm copii în piscină. Nu, astăzi nu mă. Nu, după aia, astăzi, după aia. În weekend, poate. În weekend. Poate facem o petrecere de luat de cheie și dat de cheie. Și dat de cheie. Da. Hai. 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 Dante. Chiar așa, poate facem o petrecere în weekend la piscină. Toată treaba este că acum este pauză de masă. Și acum mergem noi, după care avem treaba în Ileu și asta e ideea. S-ar putea să nu mai luăm nicio cheie. De cât mai târziu. Ha, oh, eu mai fac agora. Ah, tá. Ah, sim, não, não. Agora não. Agora não, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, agora vai, agora vai. Tá, muito obrigado. Corre, Gabriel, corre. Ce s-a întâmplat? Ne pun apa, vin ăștia și ne instalează apa la teren. Ce tare este! Nu vine să cred. Florica! 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 Ce ai, mă, bune? Ne făceam poze copiii ăia. A, făceai poze copiii? Auzi? Ne oprim că sunt aia care au venit să-mi pun apă, i-am pun apa. Mă, zi, instalează apa, eu... Doamne, cum se întâmplă lucrurile, genial! Ce tare! Noi am fost o dată, nici ne-am depus actele, pe cuvântul meu de onoare. Eu am zis, păi veniți voi și vă dau actele acolo. Și n-am mai fost. Că mi-am văzut ale mele alte lucruri. Păi și unde sunt actele? Și ăștia ne instalează, ne pun apă, ne instalează apă, fără să fi depus actele. Adică mi se pare genial. Vin oamenii să mă anunțe, vezi că ei îți pun apă. Că știu ei că voi, că vrei. Deci e genial cum se întâmplă lucrurile în Brazilia. Pe cuvântul meu de onoare. Deci e genial. Strada. Să plătiți că strada e făcută, ia hotă. Scoateți-mă din gură chestia aia. Bongi. Ia uitați ce avem aici. Bongi. Ah, wow. Bongi, bongi, uite acolo. Ah, e, você vai ligar ele aqui. Esse é para lá, é para lá. Não. Vai ser grande, eu pensava que ia. Não, mais, esse aqui é porque é o que vem de lá de cima. E aqui vai destruindo a ferrada. Ai, você... Gabi, você matou, tá? Você vai dar um vídeo. Tá. Se puder pegar a gerra mel. Tá. Ah,
fala com ele com resisto para pôr aqui. Ah, vai, que registro? De quanto? De 20. 20. Bem, assim que registro. Que dá, lança que mais dá. Que... Tu compra. Tu compra. Tu tudo. Compra. Compra e coloca. Tá, sim? Muito okay. Obrigado. Sou feliz. Tá, okay. Me entende? Vou comprar. Sou feliz como... Deixa. Eu não esperava que eu não te dera o papel. Para, entende? Já tá com o papel. Ah, então é... Gabriel, când e fericit, scapă banii printre degete, trebuie să fii mai atent la el. Ajungem. Da. Este acasă, dar văd că ăsta e cu bagajele făcute, ai nebunit? De incredibil. Ce? Nu știu. Băiatul, cazerul de aici, cel care are grijă, care, de la care trebuie să luăm cheia pentru că proprietarii au eliberat deja, văd că are bagajele făcute și eu nu înțeleg de ce. Că n-ar fi trebuit. Chestia care mă surprinde. Gabriel a văzut geamantanele acestea și a crezut că Cazeiro de aici pleacă, se mută. Și de fapt trebuia să vorbească cu el să rămână. Da, e un material pentru mine, treaba aia cu Andrei. Clar, o prea clar. El este cel care are grijă de proprietate. El are casa lui, el locuiește aici pe proprietate. Treaba lui este de a avea grijă de grădină și păzește. Adică e un fel de grădinar cu valeități de... Adică un pas din grădinar, ca să spun așa, ceva de genul, pentru lucrurile extra, este plătit extra. Pentru 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, el primește un salariu de în lei 900 de 850 de lei plus 200 de lei taxele. Acesta este salariul lui. Și acum am luat cheile proprietății, vom merge să vedem. Hai. Până acum am stabilit cu el, pentru că el trebuie să facem un contract cu el. Este foarte mișto, are doi copii, okay. Este despărțit, nevastă sa i-a fugit, pare rău pentru el, este foarte nașpa, ce aud. El îi îngrijește, el îi duce la școală, el îi spală, el le face de mâncare, el are grijă și de proprietate. Deci este un super tată din punctul meu de vedere. Și mă bucur că rămâne cu noi, pentru că am văzut acele geamantane și nu sunt ale lui, nu vrea să plece, sunt geamantanele pe care proprietarii vechi le-au făcut cadou lui și mă impacientasem, dar vorbeam, mi-a luat-o capul pe dinainte, asta este situația, ce să mă... Bun. A fugit iubita lui? A fugit mama copiilor. Dintr-o dată? Nu știu, mami. Aha. Haideți să intrăm în casă, nu? Bă, ce să zic? Deci acest, se pare că cartierul nostru se românizează. Bă, ce să zic? Andy și cu Sorana, asta e casa voastră, nu? Haideți. Dar ce e aici? Aici e lavanderia. Lavanderia. Ah, da? Mi-a închis. Păi nu, ai chei. Dar noi intrăm pe net. Noi intrăm pe la spălătorie, mă. Da, chiar așa. Păi nu trebuie să vedem afară. Bine, hai să... Hai, mă, să intrăm și noi pe la intrarea. Hai, mai luat descalțarea toată lumea. A, adică cred că e... N-a fost nimeni. Deci care... E, dă-i și tu cu alba neagră. Da. E una colorată, da. E cea cu mov. E cea cu mov. Hai, ușor, tante, ușor. Intră tu primul. Păi, da. În a doua, mai a treia. Gata. Haideți. Haideți. Uite piscina. Doamne, ce casa mișto. Piscina ce mare. Mamă, a lăsat tot, adică a lăsat inclusiv vase. Doamne, uite că te-a lăsat perfect. Doamne, deci numai să vii să stai, nu? Exact. Deci numai să vii să stai. Și deci au lăsat absolut tot. Deci extraordinar. Stai așa că scrie ceva aici. Da. Masa aceasta este superbă. Deci masa este de... Deci această masă...
Această masă este eu vreau să dorm pe aia, eu mă culp pe aia, gata. Gabriel! Nu, eu mă culp pe masă, e prea mișto masă. Ia uite. Eu fac casă de masă. Ce scrie aici, ca să înțelegeți? Bem-vindo! Ce prieteni! Nu prieteni! Ia uite! Nu prieteni! Uite-te și tu avești de volei. Bă, deci oamenii ăștia sunt niște oameni extraordinari. Bem-vindos! Scrie acolo. Bine, drăguț! Bine ați venit! O sticlă de vin sau de șampanie mai... Avem de toate aici. Terasa este superbă. Da. Primul loc în care n-am găsit nimic. Da, deci este o casă superbă. Ce superb. Mă lăsați giderele? Da, ai giderele. Lăsați tot? Tot. Doamne, cât e de frumos! Pe ce îți vreau să fie camera mea? Nu cred. Spune tu, Florica. Hai mă, Florica. Cum să lase și ăstea, mă? Deci am lăsat tot, mă. Bă, te-ai sigur? Deci te-a dat cheia, nu? Da, mă, da, ne-a dat cheia, asta e. Ia uite, frate, asta îmi doresc. A? Uite-te ce lampă, drăguță! Doamne, ce lampă superbă! Ia, dă-te puțin! Doamne, e superbă! Are un aer foarte vechi! Zici că e o lumânare care se topește. Da, deci este super! Uite cât de mult îmi place asta așa pe rotund! Vino cu acest să-ți arăt! Uite cât de genial e! Da! Uite! Așa. Haide să vedem sus. Este și pe jos. Uite. Șopărlița. Păi și aici ce e, mă, copii? A, mai sunt camere sus, nu? Păi normal că mai sunt. Aici este WC-ul de serviciu sau ce e aici? Da. A, aici este baie. Uite ce baie. O baie. A, dar n-avem lumină, mă? Ba, da, e dinăuntru. Da, cine vrea să o baie. Foarte drăguț acel detaliu. Trebuie să pot să le iau. Nu, lasă să pun acolo, te rog frumos. Doamne, păi unde? Ce ai impresia că stăm la hotel? Da. Poți să șterg? Da. Auzi, poți să șterg asta? Da, normal. Ce e aici, mă? Un loc de depozitare. Da, foarte. Aveți și umbrele. Aveți și umbrele. Și-au lăsat de toate, frate. Da, nu, cu să-ți dea să dea de tip. Bă. Dar uite ce tare e ăsta, Florica. Gabriel, uite ce e aici. Aveți 3 perechi de chei, prieten. Florica, ai văzut ăsta? Zici că ești marinul. Deci nu cred așa ceva. Deci asta știi că e de la barcă, nu? Da, chiar e de la barcă. Adică de la barcă, de la barcă. Unde e Dante? Da, casa are motive... Dante e sus? Evident, este o casă pe plajă, are motive marine. Pescărești. Acolo avem o placă de surf. Aici avem o masă cu nisip. Care vom aduce scoici. Scoici. Este foarte multă sticlă, foarte multă lumină. Se văd valurile. Deci nu e, deci e demență casa. Mie mi se pare demență. Deci este o casă demență. Bun, urcăm. Bă, nu te... Cum îți place? Am dat drumul dacă merge aerul condiționat. Wow, nu, eu vreau să ies pe aici, nu. Nu. Nici nu mai știu unde să mă filmez. Ai grijă că acolo este Florica. Nu, mai arău acolo, nu poți să lipsește ceva de acolo, vezi? Uite, aici e camera copiilor, nu? Putem să intrăm? Da. Uite! Asta vrea camera ei, tati. Se intră așa, ca la... Da. Deci, camera copiilor, gen. Camera copiilor se deschide ca pentru copii, are o poveste. Copiii au baia lor ușor, și un fel de dressing. Wow! Mami, uite! Uite-au aici și așternuturi și de toate, și prosoape și absolut tot au lăsat. Prosoape, așternuturi. Nu cred, mă, lenjerie. Că ia uitați la unde își fac lecțiile, mă. Și du-te, un loc de vis. Sus e un birou. Puteți să urcați, copii, să vedeți. Uite, ce de efect e plasa asta, totuși. Wow, zice Dante. Wow. Cum, Dante? Cum zici tu? Wow. Ușor, da? Ține-te bine!
Știi că tu poți orice, da? Ce Gabriel, ce e aici? Aici este celălalt dormitor, dormitorul de sus, ca să spun așa. Da, hai. Cu o vedere extraordinară, cu hamac. Ia, uite puțin cum se vede, uite-se prin telefon. Da, este super. Este super. Gabriel. Da. Știi ce o să facem prima dată în ăla, în cuptorul ăla, când să vină pizza? Proprietarii? Nu. Da, ce? Fac o pâine de aia de maia. A, da. Să vedem dacă e o ieși bine. Da. Da. Pizza după aia, normal, da. La aceea zi facem nu pizza. Facem pizza cu maia. Oh, bla de maia. Bla de maia. Deci știi paderul. De ce mișto e piscina? Deci e demență piscina. Deci... Uite cum se oglindește palmierul piscina, vezi? Da, da. Bă, da. Detalii. Detalii, este corect. Este plină de detalii. Și masa, deci oamenii ăia sunt oameni extraordinari la modul. Uitați-vă care... aici, unde ai văzut în vreo casă așa? Uite-te la chestia asta. Ha, mă, pe bune. Da, deci noi ar trebui deja să începem să că ei ne-au lăsat-o așa să arate cât de oameni sunt. Și noi ar trebui să luăm toate... Toate cepurile. Hamacele, pentru că dacă plouă o să le ude. Știi, decât să nu dorm la noapte, mai bine îl iei. Uite, iau hamacul. Casa am grijă de... Casa, corect. Tati, eu vreau să te ceva ce mi-a acolo șarne. Da. Nu, toate detaliile astea îmi nebunesc. Gata? Da. Da. Gata? Gata? Aici este un dressing. Prima oară și o baie. Da, așa e stilul în Brazilia, în baia dormitorului matrimonial, să zic așa, trece printr-un dressing. Prima oară, exact. Ei nu fac dressing-ul separat, îl fac ca un... Deci este... Ceva de genul că îți faci duș, te aranjezi, te pregătești așa, după care te duci, te îmbraci și ești îmbrăcat tot aranjat. Hai de cap, nu am văzut asta. Mamă, ce tare! Uite, au pus și o lumânare aici. Da, doamne, de au pus și șampanie, dar au băut-o. Oamenii ăștia sunt atât de drăguți. Au pus... Săpunul, cum ar pune mama. Cum ar pune mama. Și ceilalți care nu s-a mie tot. Cum ar fi pus mama. Deci foarte, deci foarte mișto oameni. Și deci foști proprietari sunt niște oameni deosebiți. Ce frumos e, toată lumea. Și putem să zicem în cunoștință de cauză pentru că noi știm mulți proprietari. Da, 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 corect. Pa bune. N-am mai văzut așa ceva. Să-ți las și Ce părere aveți? Să umple sarciu de români. Foarte bine, dar uite că își cumpără lucruri ce de calitate. Ce tare! Adică... Băi, dar cum aici facem... România 2. Spuneau abonații, nu facem... Nu se n-o să mai numească sarciu, să numească Sergiu. Sergiu? Da. Ce vrei? Sergiulescu. Da. Vă rog frumos, putem să... Poți să văd și eu ce mă doare, adică să-ți din cuptorul și cu piscina. Haideți, copii. Haideți, copii. Și aici e piscina, frumos, și aici este camera de oaspeți. Da, e genial ce aici. Camera de oaspeți, camera... Deci e genial. Cu baie. Și aici, da, mai pat, genial. Ia, și aici... Ce acolo sunt la vină? Poți să te urci, să ai mare, mare grijă să nu cazi, ok? Da. Și să nu lăsăm pe Dantica. Nicole, spun. Da. Dar am pus grămul. Ia uite, cum fac eu grătarul? Cu uscătorul de păr sau cu... Ia uite ce au lăsat oamenii ăștia. O turbină din aceea specială pentru... Deci, pentru vânt. Pentru vânt. Vă rog eu frumos. Știi că îl face cu aspiratorul sau vă rog eu ăla frumos. În felul în tău de cap. Uscătorul de păr. Vă rog eu tari. Frumos. Mai alua, te rog, poți să vii? Uite, mă, copiii. Da, mă. Kit pentru pizza.
Au lăsat kit pentru pizza, cu lucruri speciale pentru pizza. Dacă vă vine să credeți. Au lăsat aici, deci avem de toate. Mi se pare ce senzațional. Ce oameni minunați. Uite puiile că au pus și niște flori în vază. Bocanvilia. Avem aici exact, avem cuptor de pizza. Ia uitați. Și a uitați aici ce avem. Exact. Un dollar cent. Cu sticlele, exact așa. Exact cum îmi place mie. Haideți să vă arăt. Asta pentru mine înseamnă creativitate și înseamnă, nu știu, să-ți lași mintea așa să zburde și să găsești soluții și frumoase și inventive și cu mai puțin bani, uitați. Da, a povestit că aici este casa unei... Uite... Nu, de ce? Nu uite cum e de casă care vreau să am. Mică. Doamne! Și ia uitați-vă aici. Și ce e revopsită? E revopsită. Are și lumină. Da, este renovată. Aici avem un stâlp unde sunt direcționate cu aplicația cu telefonul toate locurile importante pe unde au fost și de unde au amintiri foștii proprietari și acum vom lăsa tot acest stâlp aici și ei ne-au povestit când astea se strică și se deteriorează, fac ca o chestie în familie să le refacă, recondiționeze. Să le recondiționeze și sarcina noastră este de a pune aici București. București, da, că e acolo. Exact. București cu aplicația cu direct. Nu, și o să facem o petrecere când punem aici București. Da. Da? Da, e Berlin. Uite, Berlin, deci încolo, da, corect. Pentru da. Că aici e Africa. Da, corect, corect, corect. Aici e Africa și, uite, Berlin e un pic ia, mai... Ia, uite, Albufeira, Portugalia. Ai, Portugalia! Da, Berlin, da, Manchester. Baza, New York Polonia. E încolo. Și Berlin e încoace. Foarte tare. New York, Brazilia. Bazel. Cum e, mă? Deci, uite ce-mi place, deci Mexico. Asta îmi place la nebunie, că avem aici un loc de foc, cu băncuță, să-ți dar faci aici auzi, foc, eu nu știu ce să te uiți la ocean. Deci cum e? Uite să stai aici pe băncuța asta, așa, să te... La... Imaginează-ți, Florică, o lună plină, ia. De-abia răsărită din apă. Stai, că m-ai pierdut aici. Am acum. Așa. Vezi luna? Da. Cum este din da. Apă, e cum jumate. Lucește, e jumate. Focul. Da. Și dacă nu merge focul lui Maia... Ma. Zici că suntem Rolex și Bolex, nu? Mamă, uite-te! Adevărul ăsta. Dar venim aici seara să ne facem foc, să alea să... Aia, că nu venim și... Andrei. Noi, proprietari, abia vă așteptăm! Da, noi facem blatul de pâine și carne. Noi până atunci pregătim treburile pe aici. Adică facem baie în piscină, chestii de-astea. Da. Felicitări, să o stăpâniți sănătoși și să vă bucurați de ea și veniți mai repede pentru că o să aveți o primire extraordinară, da? Cu pizza, cu foc, casa aranjată, casa copiilor reamenajată și vopsită. Nu știu. Cred că da. La sang. Ai văzut copiii s-au apucat să curețe piscina ca să nu... Că mai să sunt nu se nece, Floric. Doamne, ăștia, mă, sunt ca pești în apă, mă, ce? Da, mă, apucă și mă la plajă și de-asta după a merge. Și da, da, baie! Dante! A, ia uite aici ce superb este acest duș care este... Asta mi-a plăcut 100 cel de mai ani. Mult. Ia, îi dau drumul? Dă-i drumul. Hai, tată, hai că se poate! Haide! Picura? Funcționează, Gabriel! Picura? Funcționează! Păi... Când mergeam cu Duba și făceam duș la ăla cu o pompiță mincă așa și rămâneam jumate de săpun și lipicios. Nu de la transpirație, de la săpun când aveam apă de sculă. Asta e un șuvoi, e Niagara. Poți să închid? Da, te rog.
Ba da, hai că vorbărim tot pe aici. Păi, da. Hai. Trebuie să punem plața de volei. A, da. Și joci două, ori joci volei de picior, ori volei așa, ori ai paletele acolo și joc cum joc eu cu... Bă, bă, că mă arăma mai spectacol. Ăsta e alu Maria Rupă, da? Maria Rupă. Deci, bă, ce, dacă vreți să fiți vecini, numărul 1, știi? E aprins. Superb. Este superbă casa. Proprietatea în sine este realmente superbă. Și la doi pași stă Florica. La doi pași stă Florica cu semn. După colțul ăla. Vezi? Nu. Da, după vezi arborie? Da. Da? Da, e aproape tot. Adică eu fac 5 minute până acolo. Cartier românesc pe plajă în Brazilia. Copii, crescuți în picioarele goale și în copaci. Au avut noroc. Cine a crezut că acum ai crescut? Da, Florica? Da. Noi mai avem acolo, n-am văzut că mai e în... mai sunt niște camere. Gheocel, hai să vedem că mai sunt niște camere aici în... pentru că... Luis stă în jumătate de casă, că această casă mai sunt niște, nu știu, mai sunt niște chestii. Hai să vedem ce. Aici, uite-mă, Florica, că aici mai avem un... Uite, ne-au lăsat și... Pentru ele, a lui. Nu e a lui, e a proprietății. Păi nu, i-a lăsat să muncească omul, da. Mă. Da. Tot. Da, deci uite, avem... toate filamentele. Precos, vechi, vezi tot alea. Deci avem aici o grămadă de chestii, aici e ca un fel de depozit. Uite, da, să vezi. Foarte mișto. Foarte mișto. Depozitul super. Te-ai de tot, nu? Da, e iarba. Da. Te Luis, quiero firmar también en tu casa, ¿puedes? Sí. Porque no importa que te mai scoarto aqui, no? Un quarto. L-a rugat să filmezi și la el în casă pentru ca să vă faceți o idee. În același timp și eu vreau să îmi fac o idee pentru că mi-aș dori ca să stea în condiții ok și optime. Asta își doresc foarte mult și noi proprietari. Oi! Oi, tudo bem? Oi! Așa. Cum te cheamă? Le sărut și noi. Enrique. Gustavo și Enrique. Esse já não funciona não. Não funciona? Não. Funciona. Não. Okay. Meu ventilador mas já quebrou também. Aí eu durmo aqui, ó. Ah. Com eles aqui. Com essa? Aqui é um quartozinho. É tudo tranquilo, sim? É, só o ar que não funciona. Só o ar. Aero-condicionado. Acha? Banheiro. Baia aí, ok? Aí é um guarda-roupazinho aí. Opa, desculpa. Você fica... É um guarda-roupazinho. O aero-condicionado não funciona. Ceea ce, na, când e foarte cald, contează. Da. Și... aí esse carrinho aí de eu fazer os corre. Assim, pra mim fazer resolver as coisas que eu preciso, que aqui é tudo longe. Sim. Pra buscar água, pra um bujão, comprar comida, essas coisas. Esse carro é meu mesmo. E teu carro, sim? Aceasta este mașina lui. Aí eu vou terminar de cortar isso aqui ainda. E lá na praia. Tá. Eu não terminei não. Aham. Viu? Tranquilo. Tá, obrigado. Bom. Așa, continuăm pe... Mai sunt două camere. A, uite aici are condiționat, de ce nu nu mută pe ăsta acolo? Păi ăsta merge oare? Aici mai sunt niște camere. Trebuie recondiționat. Trebuie recondiționat că miroase un pic ca la
ca la bunica la țară. Miroasa e grasie. Na. Aha, deci aici este o baie cu altă cameră. A, asta e ca un fel de garsonieră. O, pentru că aici ar fi fost o bucătărie. Da. O bucătărie în, cu cameră și baie. Da, foarte tare de fapt. Păi asta recondiționată merge pe Airbnb genial. Ce? Uite, are... e o carte cu, despre ceramică, sunt foarte multe reviste. Da. Deci aici mai este o garsonieră. Sau un studio. Da? Cameră, bucătărie, baie, totul trebuie renovat. Avem acea cameră de oaspeți de aici cu vedere la piscină. Și aici avem o mică grădină. Cred, dacă venim cu un câine, să-l punem aici. Da, încheiem aici această prezentare. Ne bucurăm foarte mult că alți români ni s-au alăturat în zona. Și Andreea și eu vă așteptăm. Pa, Florică! Pa, bă! Ne vedem, vorbim. Da, ne auzim la telefon, da? Hai, te-am pupat. Mergem. Ne trebuie să mergem în Ilieus cu treburi. Uite, ca să nu pierd, să nu pun pe masă. Ca să nu-mi pierd asta și să nu pun pe masă. Eu pun așa, aici de nasturile de la cămăș. Și aici rămâne așa frumos. Știi? Când o vrei după aia, pa! Pa! Deci, wow. Da, și cum ai scoate pistolul, dar dacă o agăți așa, cade. Deci nu trebuie agățat așa, trebuie făcut așa un... Not... Cerculețul, nu? Cerculețul, pac, wow, gata. Aici este o cafenea foarte frumoasă, unde eu veneam cu copiii cât timp tu erai în România și unde ne plăcea să ieșim și tu o știi din videouri și acum te-am adus și pe tine aici. Ce băiat! Da. Și Ana și-a luat preferata ei. Este o... Pirulito, adică un... o acadea de ciocolată. Bun, a? Bun. Da. Bun. Nu, Pirulito. Numele e Pirulito, nu? În română e acadea. Pirulito. Ce nu m-a urât? Acadea? Ți-ți place mai mult Pirulito? Cum să zici că acadea e urât? Acadea. Acadea. Îi se pare urât copilului. Pirulito. Acadea? Pare frumos, mai Pirulito? Pirulitu. 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 E foarte bun. Vrei să provezi? Ăla e fain. Pe el. Vezi că e fain, nu? Foarte bun. Să provez și eu. Vezi că e fain aia. Foarte bun. M-am oprit ca să vă arăt un cal. Uite, mama, cât e de frumos. Un copil pe un cal. Da? Da. Așa e în Brazilia. Dacă nu avem mașină, ne folosim de animale. Te pare... Da, nu, e întreținut. E îngrijit, nu? Da.
mânuța. A? Ți-am văzut mânuța prin groapă, prin gaură. Avem apă. Avem apă. Avem apă, ce genial, contoar. Ce-asta? Aici trebuie să punem o cutie poștală. Doamne, mai înainte bun. Să construim casa, nu? Da, da, da. Înainte să construim casa, înainte... noi o să punem o cutie poștală. Clar. Deci noi le avem pe toate. Avem curent, că avem curent. Avem apă. Avem fosă, avem puț. Cine? Casa ne mai lipsește. Casa trebuie să o mai facem. Păi, Gabriel, în rest, noi ne-am ocupat de toate. Gabriel, dar casa unde-i, frate? Nu e încă. Acum așa. No, mai gata, avem e proiect, avem autorizație. Ce să mai... Stai că zic eu că și acolo va fi casa. Deci avem acolo, așa. Acolo, până acolo. Acolo va fi casa. Deci avem gard, avem casa de caseiro. Avem puț. Avem ce avem? Avem curent, avem apă. Avem și cesuleț la apă. Da. Și acolo imaginați-vă casă. O casă cu etaj. Cu etaj. Gata. Hai da. Ana, ce pregătești? Laptă cu ce? Zahăr. Și vanilie. Știți acele momente pe care le ai în viață în momentul în care te întrebi cum ai ajuns aici? Eu oricum îmi doream să fac cu Maia pentru că vreau să mi-o reconstruiesc din nou. Dar cum am ajuns să mă leg eu să filmez chestia asta în fiecare zi, ce fac eu cu Maia, nu știu, în chestia asta nu știu cum am ajuns. Aia continuăm că îmi spunea și Carla, de ce mai faci chestia asta? Zic, nu știu de ce mai fac, nu știu de ce am făcut-o de la început, dar n-am cum să o las. Asta e, că dacă o lași, își pierde total logica. Că n-avem logică, nu contează, măcar să mergem înainte, asta e. O logică acolo tot vom găsi noi pe final. Trebuie să... Deci am ajuns în cea de-a șasea zi. Sunt foarte... Dar câte zile mai sunt? Una, două. Okay. Una, două. Pentru că e în funcție, sunt foarte fericit pentru că a început să aibă această consistență, această... vedeți de... De lipici. Da, asta înseamnă că e bine. Bulele sunt bune, ce să mai, suntem pe drumul cel bun. Dar mai avem puțin. Ce strângură? Da, nu știu că mă gândesc numai la pâine, mă gândesc la pâine așa cu coaja. Mi se pare că e foarte multă muncă pentru o pâine. Păi nu e că asta este doar o dată o faci, că după aia știu, ții în frigider, că nu mai ții minte cum facem. Păi da, asta câte pâini faci? Câte pâini faci cu asta? Din asta o pâine. Din asta, acum, la ora actuală, 320 de grame de maia pentru o pâine. Deci 640 pentru două pâini. Ok. A. E foarte multă muncă pentru o pâine. Ce să mai, asta e, lucrurile... Anyways, hai continuăm. În fine, continuăm, gata. Bun, deci cea de-a șasea zi, continuăm cu 200, 200, 200. Deci 200 de maia, pun 200 prima oară de făină, pentru că... Flour. Stai puțin să tai ăsta. Flour. Bun. 200, deci. Nice.
eficientă. Aba, da, mai. Oh! 200? Nu, e 199. 199? Nu, trebuie să fie 200 cu 200 de oare apă? Nu. Greșit. Așa. Și cu 200 de maia. Da? Încercăm. Nu! Mai scoate. Să mai am pic de mai să o facem. Da. Nu mai am. Nu mai am. Asta este. Amestecat bine, bine, bine. Da. Așa. Chiar dacă are cocoloașe, vreau să vă atrag atenția. Chiar dacă are cocoloașe, nu este nicio problemă, pentru că ele se vor sparge, adică acele microorganisme, niște acele animăluțe minuscule, nu știu cum, vor sparge, vor intra, adică nu e nicio problemă dacă mai sunt cocoloașe. Adică dacă vedeți aceste cocoloașe, da, așa, e ok. E ok, da? La frigider... pe mâine.